iată, postiți ca să vă ciuver, ciurovăiți și să vă șertați ca să vă bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți, cum zice ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și să, plece, să plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și șenușă, așa asta numești tu post și zi plăcută Domnului. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, dezleagă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. În parte spunea cu cel flămând și adun casa ta pe cel nenor, în casa ta pe nenorociți fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsărit ca zorile, și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema pe Domnul, va răspunde. Vei striga și el va zice: Iată-mă! Dacă vei îndre, îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbile de ocară. Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste, peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiază mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor al cărui ape nu seacă. Amin! Am citit cuvântul Domnului din cartea prorocului Isaia, capitolul 58, de la versetul 4, la versetul 11. Și aici, ibiții Domnului, vedem postul plăcut lui Dumnezeu. Suntem în postul Paștelui, un post care este pus de Biserica Ortodoxă, și văd multe, am văzut multe discuții, mult, multe acuzații unii altora că noi postim, voi nu postiți. Voi credeți că postul lui Dumnezeu asta în, în acest lucru constă? Că te-ai oprit în te înfrânezi de la mâncat ceva? Aceste săptămâni care le avem în față și restul lucrurilor cum rămâne cu el. Și vedem aici așa că prorocul Isaia mâna de Duhul Sfânt ne învață cum trebuie să postim înaintea lui Dumnezeu. Degeaba te înfrânezi de la mâncare dacă tu ești plin de răutate. Degeaba postești. Postul ăla nu ți-l ajută la nimic și vreau să vă dau o mărturie când slujeam ca preot a venit la mine o femeie și mi-a zis părinte am probleme cu cutare și nu pot să-l iert dar iau 40 de zile de post și am zis așa exact fix 0 nu-ți ajută la nimic ți-ajută că vei slăbi un pic, îți vei modela un pic corpul, faci economie la mâncare dar în rest nu-ți ajută nim la nimic pentru că lucrurile, Scriptura ne învață cum trebuie să postim. Și Dumnezeu asta vrea de la noi. Să postim cu adevărat, nu ne înfrânăm limba, gura de la mâncare, trebuie să ne înfrânăm limba de la vorbit, trebuie să dezlegăm lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice jug, Asta este postul plăcut lui Dumnezeu. Dacă, dacă vrei cu adevărat să propășești, dacă vrei cu adevărat să postești înaintea lui Dumnezeu, spune cum spune Isaia, iată postiți ca să vă ciorovăiți, să vă șertați ca să vă bateți răutășos cu pumnul, Exact ceea ce se întâmplă. Văd atâta lume că să, noi avem posturi, noi avem făcut, dar răutatea din inimă. Ce se întâmplă cu ea? Ce se întâmplă cu lucrurile celelalte? Tu crezi că dacă postești să ai înfrânat de la mâncare, ai rezolva problema cu Dumnezeu? Problema cu Dumnezeu nu ți-o rezolvă înfrânarea de la un lucru. Ce dezlegare la toate celelalte lucruri. Asta este plăcutul, postul plăcutului Dumnezeu. Eu știu prea bine că după acest mesaj îmi voi lua destule șuturi, dar prea puțin mă interesează pentru că asta este purul adevăr, este pura realitate. Pentru că ne-am învățat, suntem plini de o doctrină și de învățături omenești și am îndepărtat cuvântul lui Dumnezeu și noi credem că noi suntem mântuiți, că noi suntem nu știu care religie, că noi avem postul, că noi facem. Nu, Dumnezeu vrea ca noi să trăim în pace și în dragoste cu toată lumea. Haideți să terminăm cu dezbinările acestea, cu întrebările acestea. Ce religie ești? Dumnezeu când va merge sus și Apocalipsa spune destul de clar, fac o paranteză, Apocalipsa spune clar că am văzut o mare număr de gloată care nu o putea număra nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice popor. Și cine ești tu ca să-mi spui astăzi că numai eu sunt mântuit? numai eu sunt mântuit că eu sunt ortodox, numai eu sunt mântuit că sunt catolic, numai eu sunt mântuit că sunt adventist, numai eu sunt mântuit că sunt pendicostal, numai eu sunt mântuit că sunt evanghelist și așa mai departe. Greșit. Religia nu duce în cer, ci relația cu Dumnezeu aceea duce în cer. De ce spune? Plecați de la mine că nu vă cunosc voi toți care ați lucrat fără de legea. Deci am lucrat fără cuvântul lui Dumnezeu, am ținut doctrinele, învățăturile noastre și prin asta vrem să ajungem sus în cer. Greșit! Greșit! Evanghelia lui Ioan, capitolul 17, versetul 3, spune veța și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos care l-ai trimis tu. Dacă pe tine nu te cunoaște Dumnezeu, cum vrei să spui? Și spui că ești în post. Iată postul plăcut. Dezleagă, spune, iată postul plăcut mie. Isaia 58, versetul 6. Dezleagă lanțurile răutății. Primul lucru, dezleagă lanțul răutății. Ai răutate în inima ta și ți-i post. Nu ți ajută la nimic dezleagă lanțurile robiei. Ți-i robi, ai probleme cu Gheorghe, cu Vasile, cu Ileana. Îi i legați în inima ta că nu-i poți ierta. Dar ți-i post. Degeaba. Degeaba. Dă drumul celor asupriți. Asuprești pe cumnatul tău, pe cumnata ta, pe soacra ta, pe vecinata, ta. Asuprești pe preotul din sat a pe pastorul de la adunarea nu știu care și vrei să-i post. Degeaba. Rupe ori și cel fel de jug. Nu te mai înjuga la în religia ta și în doctrinele tale. Că degeaba să-i post. Înjugă-te la jugul lui Hristos, că spune, luați jugul meu, că este bun și sarșina mea este ușoară și învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu ce? Cu inima slăvi să fie numele său. Și mai departe îți spune în parte, spunea cu cel flămând, dă drumul și adun casa ta pe cei nenorășiți fără adăpost. Nu îl primesc eu pe ăla că i jegos, e de pe drum, pute. Și postești, să-i post. împarte parte asta înseamnă post, ziua care ți nu post, mâncarea care trebuia să o mănânci, dă-o în numele lui Iisus Hristos la altul. Și ăla ai postul plăcut. Și după ce vei face toate lucrurile acestea, spune că atunci lumina ta va sări și zorile tale își vă... Va... și vindecarea ta va încolți repede. Atunci îl vei striga pe Dumnezeu și îți va răspunde, spune cuvântul mai departe. Dar până tu nu-ți împlarți pâinea cu cel flământ, și dacă spune, vezi un om gol, acoperă-l și nu-ți întoarce spatele. Noi toate lucrurile acestea le-am lăsat deoparte, nu ți postim, facem exact ca fariseu și vameșul care a mers la templu și s-au rugat. Vameș s-a pus în genunchi, stăte cu fața în jos, se bătea cu pumnul în piept și îi spune, Doamne, ai milă de mine. Vine fariseu, vine acum ortodoxul, vine părintele, stă cu mâinile sus înaintea lui Dumnezeu, Doamne, eu postesc, eu mă rog, dau zecioală, nu sunt ca vameșul acesta care stă înaintea ta și plânge. Și Domnul Hristos întreabă, care dintre ei credeți că a plecat eliberat? Iertat, ca să înțelegeți. Vameșul plecat, iertat și eliberat, pentru că el nu îndrăznea să se ridice fața înaintea lui Dumnezeu și îți bătea cu pumnul în piept și plângea și spunea, ai milă de mine păcătosul. Fariseul, adică eu ortodoxul, vine înaintea pendicostalului, aventistul, și eu postez, tu nu postești, tu nu ești ca mine. Și pendicostalul, aventistul, stă cu capul în jos și spune, Doamne, ai milă de mine. Cum facem, iubiții Domnului? Ce ne va ajuta? Că mă ciorovăiesc, că mă plin și pun că postesc și răutatea din mine este mare. Degeaba. Spune, după ce vei face lucrurile, se spune că atunci lumina ta va răsări, ca zorile. Versetul nou spune, atunci vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va, Va zice, iată mă, dar tu atâta timp cât mă ții legat, nu dezlegi lanțul răutății, nu dezlegi lanțul robiei, nu dai drumul celor asupriți și nu rupi jugul, deja străgi la Dumnezeu când n-aude. Faci cum am spus, modelezi un pic organismul, faci o curățire. A organismul, dar sufletul tot negru și pătat rămâne. De aceea, iubiți Domnului, dacă tot spunem că suntem în post, să facem lucrurile așa cum Dumnezeu le dorește. Să facem în așa fel ca Dumnezeu să privească cu, cu dragoste, să primească cu, cu bucurie la postul meu să nu se întoarcă fața de la mine. Asta vă doresc, iubiți omului. Doresc ca acest post care îl țineți, să-l țineți cu adevărat pentru Hristos și să fie cu adevărat o curăție a trupului și a sufletului vostru și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.